Tratamentul cu plasma a fost eficient în cazul unor pacienți aflați în stare extrem de gravă. 5 bolnavi de la Spitalul Clinic Republican s-au vindecat și chiar au fost deja externați. În prezent, în aceeași instituție, alți 10 pacienți în stare critică se tratează cu plasma. Iar 3 bolnavi de la Institutul de Medicină Urgentă din Capitală, care urmau și ei aceeași terapie, dar erau într-o stare extrem de gravă, au pierdut lupta cu viața. Terapia pacienților cu evoluție severă e o terapie complexă și sunt cel puțin la un bolnav, se administrează 12-14 medicamente, lichide, componente și preparate sanguine. E greșit de a spune că plasma, chiar și covalescentă, ajută, e o panacee pentru bolnavul grav. A crescut și numărul persoanelor vindecate de COVID-19 care donează plasmă pentru pacienții în stare extrem de gravă. Până acum au donat 29 de oameni, iar alți 6 urmează să o facă. Dacă luăm precedentele 2 săptămâni, am avut în total 20, atât pentru săptămâna curentă s-au înregistrat 15, din acești 15 deja în primele 3 zile au donat 9. Pentru mâine avem înscriși 5, practic, după cum vedeți, rata a crescut considerabil și colegii mei mi-au spus că s-au mai înscris încă 3. Este un proces de recrutare continuu. 5 dintre donatori sunt lucrători medicali, unul este militar și ceilalți sunt din alte domenii de activitate. Datele Ministerului Sănătății arată că până în prezent 1658 de persoane s-au vindecat de noul tip de coronavirus.